Vreau să trecem mai departe la un subiect care ne duce cu gândul la situația actuală, sau l-am ales tocmai pentru că este legat și de situația actuală și de. este o problemă frecventă în societatea noastră care duce la creștere în greutate, relația dintre mâncare și emoții. Nu e neapărat domeniul meu, aici psihologii pot să vorbească mult mai bine decât aș putea să o fac eu, totuși sunt eu undeva la, în zona de graniță, pentru că și la nutriționist vin, vin persoane care au probleme emoționale și ajung la nutriționist pentru că vor să scadă în greutate, însă, așa cum o să vedem din această discuție, problema lor este în altă parte și nu trebuie neapărat să o căutăm în, doar în, pe cântar. Ce este foamea și mâncatul pe fond emoțional? Ca o definiție. Mâncatul pe fond emoțional se referă la consumul unei cantități mari de alimente, de obicei cele care liniștesc, sau de tipul junk food, ca răspuns la emoții în loc de foame. 75% din mâncatul excesiv este indus de emoții, spun studiile. Adică, vă dați seama cât de amplă este problema dacă o bună parte din ceea ce mănâncă oamenii în exces are la, în, la bază. O stare psihică care îi conduce acolo. Și de asta, ca o paranteză, de multe ori răspunsul ar trebui căutat în, la psiholog mai întâi sau în paralel cu nutriționistul sau cu medicul. Pentru că dacă nu rezolvăm acele probleme, nu, nu ajungem nicăieri. Care este în momentul de față fluxul? gândirii sau al lucrurilor. Ce se întâmplă? E, avem pandemia aceasta care ne ține în casă, care ne induce frică, care ne induce anxietate, nesiguranță, legat de izolare socială, de criza economică și așa mai departe. Cred că mai mult sau mai puțin cu toți resimțim aceste probleme și toate acestea conduc la o stare de stres. Putem să o conștientizăm, putem să-l conștientizăm stresul sau putem să avem impresia că pe noi nu ne atinge, dar cred că nu știu, 99% dintre oameni în momentul de față sunt mai stresați decât erau înainte de această problemă. În condiții de stres, în organismul nostru se secretă mai mult ca cortizol. Este un hormon care intervine în mecanismele noastre de supraviețuire. Când este secretat în exces, organismul primește semnalul care are nevoie de mai multă energie. Este pus în situația de uh, fugă sau luptă, e o acea o situație particulară în care trebuie să ne apărăm. Și de aici se ajunge, se poate ajunge, este unul dintre deznodemunile posibile, se poate ajunge la mâncatul emoțional. E acest mâncat emoțional nu înseamnă doar mâncat în exces. De cele mai multe ori așa se întâmplă. Se ajunge la mâncat în exces, dar unele persoane reacționează și în partea cealaltă a spectrului, ajungând să facă restricție calor calorică severă, adică să se înfometeze, să nu mai aibă poftă de mâncare. Deci, uh, emoțiile se traduc la nivel organic prin perturbarea secreției de hormoni și ne duc la în practică la o alterare a. Comportamentelor noastre alimentare. Fie mâncăm mai mult, fie mâncăm mai puțin, în niciun caz nu suntem bine în nicio situație. Câteva idei s-a constatat, poate și noi am constatat pe pielea noastră că mâncatul poate să ne atenueze emoțiile negative în anumite momente. Ne poate distrage la, la realitățile vieții. Este un mecanism prin care reușim să ne protejăm într-o oarecare măsură. Dar acest mâncat emoțional poate să conducă la regret, la disconfort fizic și, în final, la creșterea în greutate. De ce? Pentru că stresorul original, respectiv pandemia, în cazul nostru sau izolarea în casă, rămâne independent de comportamentul alimentar. Tu te duci, mănânci ciocolată sau mănânci ceva care să-ți facă plăcere pe moment, dar asta nu, în niciun caz, nu rezolvă problema de fond, adică nu ieși din izolare, nu se termină pandemia, nu încep mâine jobul și din nou ai siguranță economică. Sunt lucruri independente. Ca o consecință trebuie să ne adresăm emoțiilor care au condus la mâncat în exces și asta o să încerc să vă transmit în continuare. Pe altfel, stresul rămâne și toate acestea conduc în continuare la afectarea sănătății fizice și emoționale. Vreau să facem diferența între ce înseamnă foame și poftă. Ca să vedem. Aici avem discuția despre mâncat emoțional, trebuie să vedem ce înseamnă acest lucru și care sunt bazele. E, foamea, ca atare, foamea este fiziologică. Și iată aici o schemă care ne arată ce se întâmplă în, în organism în momentul în care ne este foame. Hipotalamus este principalul actor undeva o formațiune la nivelul creierului, dar care este interconectată cu o mulțime de hormoni, o mulțime de substanțe care se secretă în țesutul uh, adipos, în pancreas, în intestin, în ficat, în stomac. O întreagă uh, discuție între neurotransmițători, între hormoni care conduc la apariția foamei sau la apariția senzației de sațietate mergem înapoi la uh, foamea fiziologică. La foame, deci uh, fenomenul fiziologic, o altă caracteristică, ea persistă mai mult de 10-15 minute, se intensifică treptat, poate fi potolită cu aproape orice aliment. De aceea se zice mi-e foame de a și mânca și pietre. Deci uh, nu nu este foarte nu este selectivă, așa cum o să vedem în, ca în cazul uh, poftelor și are și niște manifestări fiziologice, apar acele zgomote gastrice pe care le cunoaștem cu toții, ghioremațele, cum se spune popular, iritabilitate, greață, amețeală, durere de cap. Spre o deosebire de foame, poftele sau foamea emoțională, să-i spunem, este emoțională, are o bază emoțională, apare brusc, trece dacă o ignorăm și asta este foarte important de reținut, Conduce la sem -ă, sentimente de vinovăție, este specifică pentru anumite alimente, mi-e poftă de, nu știu ce, de o felie de torme, e poftă de pizza, e poftă, nu e foame, când ți-e foame mănânci și pâine uscată cu apă, ceva care ți-aducă -ți energie. Și se poate însoți de manifestări precum anxietate, furie, plictisială sau ă, depresie. Foarte important este cum ținem sub control mâncatul pe fond emoțional câteva statementuri. Devină mai conștient de emoțiile tale și permite să le trăiești independent de consumul de hrană. Dă-ți timp în fiecare zi să reflectezi asupra felului în care te simți și dacă asta te conduce la consum de hrană în moduri pe care nu le dorești. Deci să conștientizezi, să reflectezi și să vezi dacă uh, te afectează. Întrebări importante sugerate de psihologi cum mă simt, ce mă îngrijorează legat de viața mea azi, cum îi afectează aceste emoții experiența de viață acum. Câți dintre noi ne întrebăm și chiar reflectăm la răspuns cum mă simt, ce mă îngrijorează. Recunoaște trigării pentru mâncatul pe fond emoțional, trigger sau factori uh, declanșatori. Trebuie să fie clar momentul când îți vine mai mult să mănânci. Pot fi, diver... Pot fi trigări aceștia intern sau extern. De exemplu, dificultatea de a lucra acasă, de acasă. Este o realitate. Cearta cu partenerul de viață, copiii care sunt și plictisiți de stat în casă și ne stau pe cap, izolarea în sine, gânduri legate de siguranța economică și de viitor. Oricare din acestea poate fi un trigger pentru declanșarea foamei emoționale. Și ne întrebăm, când este mai probabil să mănânc pe fond de stres? Ce circunstanțe mi-e mai dificil să controlez și la ce hrană Poftesc. O altă idee. Fă alegeri conștiente legate de ceea ce mănânci, evitând factorii declanșatori pe cât poți. Deci, alegeri conștiente. Alege tu ceea ce mănânci și când. Nu te duci și ei primul lucru care pe care îl găsești uh, în frigider sau în cămară. Provoacă-te să faci față acelor emoții negative independent de mâncare. Sunt stresat că uh, poate îmi pierd jobul sau că nu o să mai am din ce trei. Da, este groaznic. Dar încerc să fac față și nu mă repet să mănânc uh, imediat ce găsesc la îndemână, pentru că nu va rezolva niciun caz situația. Nu, nu o să îmi recapă jobul dacă mă îngraș 5 kg mâncând. În Întreabă-te, mă voi simți mai bine mâncând asta? Voi regreta după ce mănânc sau aleg conștient să mănânc? Pentru că dacă este o alegere conștientă, dacă zici, da domnule, îmi asum faptul că voi mânca acel baton de ciocolată. Ok, este alegerea ta, este într-un context și poate că în felul ăsta te poți opri să nu mănânci și pe al doilea. Foarte important în zilele noastre să obținem susținere socială pentru a evita expunerea la factorii declanșatori. De ce? Pentru că izolarea aceasta socială plus noi anul de știri negative la care suntem expuși, ne dau sentimentul acesta de criză. Iar faptul că avem o comunitate în jur, că avem prieteni, că avem familie, ne poate salva, ne poate face să uh, nu reacționăm într-un mod nedorit. Pe cine pot să sunt pentru a mă ajuta să mă echilibrez emoțional? Ce pot, cum pot ajuta eu pe alții? Iarăși este foarte important. Ce pot face să mă simt mai conectat cu comunitatea? chiar dacă nu poți să interacționezi cu ei. Și am văzut multe, multe inițiative frumoase, oameni care donează, oameni care organizează diverse uh, acțiuni online de, de obicei, uh, o oferă gratuit din serviciile lor, uh, orice, deci orice care te poate face să te simți mai bine, să-ți reduci nivelul de stres, este în, uh, în favoarea ta și este bine să ai în vedere aceste lucruri. Ca o scurtă recapitulare înainte de a încheia capitolul despre foamea emoțională, reținem că foamea apare brusc, este specifică pentru anumite feluri de mâncare, are caracter urgent, acum am nevoie să mănânc, dacă nu mănânci în momentul respectiv o să ai uh, uh, o, o stare proastă, nu este localizată în stomac, deci nu ai acele uh, manifestări specifice ale foamei pe care le cunoaștem cu toți. Și sunt asociate sentimente de vină și de regret. De multe ori, după ce au mâncat, oamenii respectivi regretă acest lucru, iar într-un context mai larg pot să conducă și la acțiuni de eliminare a hranei pe care au mâncat-o. Așa se întâmplă în tulburările de alimentație, în care, în bulimie, spre exemplu, mâncat excesiv și apoi provocare de vărsătură. Nu e cazul, nu ne ducem atât de departe cu gândul.